De-a lungul timpului, mai multe studii au indicat faptul că un consum ridicat de cofeină poate avea multe efecte negative. Abuzul de cafea crește tensiunea arterială și, mai grav, riscul unui infarct miocardic. De asemenea, cofeina poate cauza dependență, sevraj, depresie, halucinații auditive, afecțiuni ale ficatului sau stări de agitație. Din această cauză, medicii trag un semnal de alarmă. Consumul presupune un risc destul de mare pentru persoanele cardiace, persoanele cu afecțiuni neurologice, pentru că produce tahicardie, tulburări hemodinamice și atunci creșteri ale valorilor tensionale, și persoanele cu risc cardiovascular chiar au probleme. Deci indicația ar fi să nu se consume în zilele cu temperaturi crescute. O altă consecință a excesului de cafea este îngălbenirea dinților, iar medicii stomatologi recomandă consumul cu moderație. Consumul excesiv de cafea în timp dă colorații, pete, galben, maronii, colorează dinții chiar în întregime cu trecerea anilor, se depune placă dentară, se depune tartru, care dă procese parodontale, dă probleme gingivale. Deci, în principiu, nu zic să nu consumăm cafea, dar cu moderație. Chiar dacă sunt conștienți de efectele adverse ale consumului de cofeină, târgujienii spun că nu ar renunța la energizantul care le dă putere. Cafeaua e narcotică, deci prezintă pericol. Acum depinde ce cafea. Că sunt și cafele care sunt periculoase, cafele care nu, depinde de... Da, indiferent de risc, dumneavoastră continuați să consumați. Mai consumăm, da. Acum, pe căldura asta, cred că prezintă riscuri. Studiile arată că numărul persoanelor care consumă cafea crește alarmant de la an la an și foarte puțini sunt cei care țin cont de efectele negative ale cafelei.